If you're thinking about my baby, it don't matter if you're
Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tout sera roi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces âmes-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts, de n'avoir pas pu te raconter. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent riger le feu d'un ciel volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il de terre brûlée non plus de bleu qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir, ne se pousse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus rire, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanterai plus rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Primul concurent care merge mai departe în echipa lui Denis este...
Victor Debu! Iată că Teo s-a bucurat mai mult pentru al ei, Teodor Debu. Bravo, felicitări! Ne vedem în semifinala de săptămâna viitoare. Ai grijă, du-ți... alaiul după tine. Iată, Teodor Debu, în aplauzele publicului, în aplauzele celor de acasă. Au mai rămas doi în echipa lui Denis. Să vedem cine merge mai departe și cine, din păcate, pleacă acasă. Cel de-al doilea concurent, care visează în continuare la marele trofeu, este... Anastasia Budeșteanu! Spre bucuria susținătorilor ei, Anastasie nu-i vine să creadă. Asta e, asta au votat publicul. Trebuie să te bucuri, Anastasia! Bucură-te! Ne vedem cu ea în semifinala live de săptămâna viitoare. Cam... Incredibil acest om. Aplauze pentru Cam! Cam, foarte scurt, ce a însemnat pentru tine vocea României? Mulțumesc. Thank you so much, everyone. This is vă mulțumesc tuturor. A fost o călătorie foarte, foarte lungă. După cum am spus, am început să cânt pe străzi. Am ajuns pe această scenă. Este absolut incredibil, o aventură incredibilă. Echipa Smiley Teo, după care m-am alăturat echipei lui Denis și a fost într-adevăr o experiență extraordinară pe care n-am să uit niciodată. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc și vă mulțumesc, mulțumesc România! Cam Kahayadi! Thank you very much! Cam, în aplauzele publicului, un învingător la vocea României!